Cuvântul Domnului astăzi este din Evanghelia după Marcu, capitolul 10, de la versetul 17, vom citi până la versetul 31. Evanghelia după Marcu, capitolul 10, de la versetul 17. Iată cuvântul Domnului. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el, la Iisus, un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus s-a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: cât de greu, cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: Cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Petru a început să-i zică: Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns: Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frat sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri. Iar în veacul viitor, viața veșnică. Mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Amin. Să ne mai rugăm o dată, Doamne, în fața acestui cuvânt sfânt, ne deschidem inimile și mințile ca să putem înțelege și primi acest cuvânt de la Tine. Vorbește-ne tuturor, suntem convinși că ne-ai strâns aici pentru că ai ceva să ne spui și vrem să plecăm de aici mai bun de cum am venit, cu hotărâri mai bune, mai curate, ca să dovedim că suntem ai Tăi, urmașii Tăi. De aceea Duhul Tău să ne vorbească tuturor. Te rugăm să ne asculți acestea în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Întâi mulțumesc Lui Dumnezeu că sunt cu voi aici. Am sosit doar aseară, găzduit fiind de familia extinsă a fratelui Flavius și Jenny. Într-un fel m-am auto-invitat.
dar voi nu vă supărați. Voi fi conform planificării cu voia Domnului și în luna aprilie, penultimul weekend aici, cu învățături, studii mai intense pe mai multe zile. Ne-am cunoscut cu Flavius prin intermediul fratelui Ioan Sas, care v-a vizitat aici, îmi este un foarte bun prieten. Eu de aici plec în partea cealaltă a Vienei, unde am întâlnire cu studenții mei de la doctorat și cu alți colegi profesori și voi sta încă mai multe zile în partea aceasta a lumii. Vă aduc salutări din partea Bisericii Golgota, din Timișoara și din partea colegilor profesori de la mai multe școli, incluzând ITP-ul, Institutul Teologic Pentecostal, din București, unde sunt dascăl. Și din partea soției mele, Tatiana, vă rog să primiți saluturi, că ea nu a putut veni, dar sperăm în luna aprilie să mă însoțească. Astăzi avem un cuvânt din Evanghelie pentru toți religioșii. Când am mai studiat acest text din Marcu, care se găsește și în Matei și în Luca, despre întâlnirea Domnului Iisus cu acest tânăr bogat, credeam că acesta e un text foarte bun pentru evangelizare. Să vorbește altora cum să-L urmeze pe Iisus și nu are de-a face cu noi, ucenicii Domnului, religioșii Domnului. Dar cu cât l-am aprofundat mai mult și recent, mi-am dat seama că trebuie să schimb puțin etosul, contextul și ținta, obiectivul acestui pasaj din Evanghelie. De aceea mi-am intitulat mesajul Îți lipsește un lucru. Sunt cuvintele lui Iisus pe care le spune acestui tânăr bogat și religios și moral. O să analizez întâi pasajul acesta și apoi în partea a doua voi avea câteva aplicații cu ce mergem noi de aici. Domnul Iisus tocmai și-a încheiat o vizită și se pregătea să plece și un tânăr bogat aleargă la el. Și a zis probabil că nu o să mai prindă o astfel de ocazie să stea de vorbă cu un rabin înțelept, tânăr. Și problema lui era aceasta, cum să moștenească viața veșnică. Mai precis, ce să facă? Ați sesizat acolo, ce să fac? Uite, am făcut atâtea până acum, dar îmi lipsește ceva. Nu sunt sigur de viața veșnică. Tânărul acesta e numit arhon, un fel de oficial, poate lider local, nu era oricine. Probabil de vârstă mijlocie, bogat, și vine la Iisus corect, îi pune întrebarea corectă. Da, căuta viața veșnică. A avut atitudinea corectă, da? Dorea să învețe, să știe de la Iisus. N-a venit să-L învețe El pe Iisus ceva. Și a venit la persoana corectă, a venit la sursa corectă pentru problema lui. L-a considerat un învățător bun, ca așa îi spune, bunule învățător, adică competent, calificat, să-i dea un răspuns problemei lui. Poate că a încercat și la alții și n-a funcționat. Și a zis, ce-ar fi să încerc și la acest Iisus din Nazaret? Auzise despre el că spune lucruri șocante uneori. Și mintea lui căutătoare
religioasă, automulțumită, dorea un răspuns diferit. Deci, tot contextul e în favoarea lui. Și sigur, bărbatul acesta tânăr se aștepta ca Iisus să remarce la el ce făcea bine. Deci îl și întreabă Iisus pe tânăr: ai păzit poruncile? Alea, știi, cele mai grele. Știți că cele 10 porunci sunt împărțite în două. Primele 4 au de-a face cu relația cu Dumnezeu, următoarele 6 au de-a face cu relația cu semenii. Cele mai dificile sunt relația cu semenii. Să nu minți, să nu prea curvești, să nu... Da, toate acestea. Ei, și spre surprinderea noastră, cel puțin, acest tânăr bogat răspunde pozitiv: toate acestea, zice, le-am păzit din tinerețea mea. Nu știu, poate că tânărul acela aștepta de la Iisus încă o bifare, de I like it, îmi place, da? Încă o confirmare în plus că ceea ce făcea, făcea bine. Poate că așa, acest tip de like a primit de la alți rabini. Dar de la Iisus primește altceva. Pentru că Iisus iubește oamenii în așa fel încât le spune totdeauna adevărul. Și asta e iubirea. Să spui adevărul celuilalt pe care îl iubești. Asta merită și în familie aplicat. Bun, concluzia este că avem un caz mai atipic, pentru că Iisus îl șochează pe tânăr și îi șochează și pe ucenici, care asistă la toată discuția aceasta. A pune un diagnostic la problema acestui tânăr, bogat, da, moral și religios, nu e ușor. Uitați-vă, de exemplu, la moralitatea acestui tânăr, care respecta poruncile în relații. Da? Moralitatea este acea capacitate de a discerne binele și răul. E pusă în noi de Dumnezeu, avem conștiința. Și omul acesta ținea poruncile morale. Da? Și lui Iisus i-a plăcut de el, așa spune, că l-a iubit, adică l-a apreciat. Și nu neagă, Iisus nu spune: ai eșuat partea morală, du-te și rezolvă-ți problema aceasta. Doar că acestui tânăr, deși era moral, îi lipsea ceva. Știa și el, știa și Iisus. E genul acela de om care atunci când stai de vorbă și vrei, știi că îi lipsește ceva, știi că ceva nu e în regulă cu el. Ei, suntem noi ăștia aici, între noi. Stau deseori de vorbă cu oamenii și îmi place de ei, îi iubesc, îmi place de ei, dar știu că le lipsește ceva. Sunt ei oare doritori să afle ce le lipsește cu adevărat? Pentru că mulți am întâlnit și eu care se laudă cu moralitatea lor, ca și cum ar fi un fel de protecție fermecătoare, așa, pentru ei. Dar, vedeți, de obicei moralitatea cu care noi ne lăudăm că nu facem rele indică spre noi înșine. Moralitatea sugerează, dacă te lauzi cu ea, sugerează că ceea ce faci tu bun te va justifica și înaintea lui Dumnezeu. Și Iisus nu e impresionat de moralitatea lui, acestui beat, acestui tânăr. Al doilea lucru forte în viața tânărului n-a fost doar moralitatea, ci și religiozitatea lui. Religiozitatea se referă la acel profund sentiment de respect, de reverență față de lucrurile duhovnicești, spirituale. Un om care a respectat poruncile, da? Poruncile date de Dumnezeu. Și
cine știe, ritualurile care erau în poporul evreu. Că și asta poate să devină, știți, o platformă de laudă pentru noi. Păi uite, eu vin, frecventez, mă implic, dau zecioală sau dărnicie, în sfârșit. Poate chiar faci pelerinaje la Ierusalim. Mi-aș dori și eu, dar încă n-am ajuns. Dar nu pentru ca să mă justific religios, dar sunt care chiar cred asta. Un pelerinaj din ăsta sau a venit cu apă sfințită din Iordan, e ceva unic. Și el își vede de viața lui în continuare. Dar mă gândeam, când pregăteam acest mesaj, mă gândeam la Martin Luther. Ați auzit de el? N-a trăit departe de aici, la Wittenberg. Da. El a fost preot, călugăr. Când și-a dat seama că viața lui nu-i completă, îi lipsea ceva. Era religios, era profesor de Noul Testament. Vă dați seama. Și-a luat un doctorat în teologie. Dar el recunoaște în scrierile lui că îi lipsea ceva. Credea că și el era un om moral, și el era un om religios, dar îi lipsea adevărul care să-l elibereze cu adevărat. Și știți că convertirea spirituală a lui Martin Luther a început cu Cartea Romani. A ajuns la Roman 3. Și Roman 3 citește că suntem mântuiți prin credință. Că nu ești, poți să te justifici înaintea lui Dumnezeu cu faptele tale, cu religiozitatea ta. Și trebuie să crezi în Iisus Hristos. Și viața lui Hristos, neprihănirea lui, te îndreptățește și pe tine înaintea lui Dumnezeu. Nu ce faci tu, ci ce a făcut Hristos. Și această tranziție de pe tine, pe Hristos, să o înțelegi, a fost o revoluție pentru mintea lui Martin Luther. Toată viața lui s-a schimbat. A început să vorbească studenților, colegilor lui din școală. Și așa a început reforma protestantă, din care facem parte și noi. Totul a început, vedeți, când nu te mai bazezi pe religiozitatea ta, pe moștenirea ta. Știi că lipsește un lucru, trebuie să dai de el. Deci, nici moralitatea, nici religiozitatea lui nu îi aduceau siguranța vieții veșnice. Pentru că el asta vrea. Ce să fac să am siguranța că sunt mântuit? Nu le avea. Nu avea siguranța asta. Credea că fericirea sau împlinirea se câștigă pe când ea se primește. E un har. Ceea ce făcea el era necesar, dar insuficient. Totul era preliminar, pregătitor, anticipativ. Ca și Corneliu, vă amintiți? În Faptele Apostolilor 10 era un sutaș, un tip important în armata romană, care era un om milostiv, era un om darnic, era un om religios, dar nu era mântuit. Trebuia să vină Apostolul Petru, care foarte șovăielnic, până la urmă s-a dus la întâlnirea cu el și Duhul lui Dumnezeu s-a revărsat și a mântuit viața lui Corneliu și totul s-a schimbat. Celelalte nu sunt de neglijat. Încă o dată, să știți, moralitatea, religiozitatea sunt bune, dar sunt doar pregătitoare. Trebuie să existe ceva. Vorba Domnului Iisus, dacă vrei să fii desăvârșit, îți lipsește ceva, un lucru esențial. Care era lucrul care lipsea în viața acestui bărbat? Rețineți că Iisus nu spune că îți lipsește un lucru, uite, toate celelalte sunt așa de importante și lipsește acolo un șurubel.
Nu, Iisus nu vrea să spună că ceea ce lipsește este ceva superficial, lucru, un lucru. Nu acesta e sensul. Și știți la ce mă gândesc? La cine mă gândesc? Mă gândesc la evangheliști ăștia triumfaliști care predică că dacă spui această rugăciune după mine, vei fi mântuit. Dacă recizi crezul, vei fi mântuit. Dacă vii la biserică, vei fi mântuit. Doar urmezi planul ăsta, patru pași, vei fi mântuit. Astea sunt suprasimplificări care dau un semnal fals. Că urmarea lui Hristos nu-i deloc simplă. Deci un lucru nu se referă la această suprasimplificare. Poate că Iisus, dacă ar veni astăzi la unii dintre aceștia, le-a spune direct, nu mai înșelați oamenii cu reperele voastre ieftine, dietetice, ca și cum urmezi o dietă și slăbești. Că și așa nu funcționează. Dar așa sunt unii care zic, un lucru, unul atâta faci și... Nu, Iisus ce spune mai târziu, mai încolo, este că, vă amintiți? Leapădă-te de tine însuți, vinde tot ce ai, ia-ți crucea, pregăti de jertfă și urmează-mă. E, nu-i chiar simplu asta. De aceea să ne păzim de această supra-simplificare a Evangheliei. Nu-i chiar așa. Nici să o complicăm, dar hai să găsim esența. Bun. Poate că acel un lucru de care vorbea Iisus e un act de disponibilitate la a asculta orice îți spune Iisus. Un act de credință că începe cu renunțarea și apoi vine tot procesul acela de convertire a vieții. Pentru că el spune, uite pașii, vinde tot ce ai. Adică să fii gata să renunți la orice. Poate nu ți se va cere niciodată să renunți la tot ce ai, dar tu să fii disponibil, pregătit. De la săraci, adică în parte nu mai ține nimic pentru tine, adică să nu ții nimic care să te împiedice să mergi mai departe în ucenicie. Dacă vrei să-ți câștigi o comoară în cer, asigură-te că nu mai există piedici, lanțuri care te trag jos pe pământ. Și apoi zice, vino și urmează-mă, ia-ți crucea și urmează-mă. Adică, după ce ai făcut pașii ăștia preliminari, cu lepădarea de sine, cu eliberarea, dar urmează ce este mai important, să intri decisiv în viața de ucenicie. Adică, după ce ai terminat cu individualismul, cu independența, cu performanța cu care te lauzi, vino să fii ucenicul meu și te vei învăța lucruri pe care altfel nu le poți învăța în viață. Deci accentul lui Iisus, vedeți, nu cade pe fapte, ci pe ascultare. În esență, știți cam ce ar spune Iisus. Tinere, îți lipsește un lucru pentru că ai o mare piedică în inima ta. Uită-te atent în inima ta cine este domn acolo. Și eu văd că sinele tău e domn acolo. Te iubești prea mult pe tine. Piedica ta e bogăția ta. Bogăția ta la care ții așa de mult te-a făcut să nu fii împlinit. Tu zici că respecti poruncile. Ia uită-te în jurul tău. Dacă ai respecta poruncile, i-ai vedea pe cei săraci de lângă tine. Pe cei lipsiți. Porunca este să-ți iubești aproapele, nu cumva îi neglijezi pe săraci. De aceea poate că idolul tău e averea ta. Ești gata să renunți la ea? Ești gata să o dai săracilor? Poate că n-am să ți-o cer niciodată,
Dar ești tu disponibil. Gata. Pot eu dispune de tine oricând. Pot să am eu ceea ce te domină acum pe tine. Și aici am ajuns la esență. Asta, acesta e mesajul care ne vorbește tuturor. Și mie. Eu când mă uit în viața mea în urmă, nu prea am cu ce să mă laud, Harul a făcut totul, dar am niște regrete, am niște reproșuri. Că de atâtea ori mi s-au deschis uși pe care n-am vrut să intru. Trebuia să renunț la prea multe ca să îl ascult cu toată inima pe Domnul meu. Deci, lucrul care lipsește, lucrul care lipsea acestui om era dăruirea întregii inimi lui Dumnezeu. Disponibilitatea de a renunța, de a dărui, de a-L urma pe Hristos. Și acest tânăr nu a fost disponibil să-și părăsească ceea ce eu am numit zona de confort. Și zona de confort este unde stai, comod, liniștit, nimeni să nu intre acolo. Și asta poate fi religiozitatea ta. Te ascunzi și zici, e comod, dar eu fac mult mai multe decât alții. Asta și asta, asta. Zona de confort este unde te retragi, închizi orice uși de a mai face ceva, de a mai explora ceva cu Domnul, de a mai dispune El de tine. Te refugiezi acolo unde te simți bine și stai ani de zile acolo, în moralitatea ta și în religiozitatea ta. Să nu te deranjeze nimeni. Și te justifici că eu învăț, că eu sunt așa, că eu nu am darul, că eu suntem experți în scuze. Ai inventat scuze. Dar cu Hristos nu merge. Mesajul acesta este pentru noi. Toți care ne refugiem în confort. Deci, acestea fiind zise, Iisus practic asta îi cere acestui tânăr și nouă să ieșim din zona de confort, din zona bunăstării, a comodității, a lâncezirii, a stagnării. De-aia probabil că ne e frică de Iisus, ne e frică de anumite predici, cum ar fi asta, care îți cere să îți părăsești zona de confort și să fii disponibil oricând, pentru orice, pentru Domnul. Când stai în zona de confort, înseamnă că te iubești pe tine în continuare prea mult. Bun, dar când Iisus vorbește și acestui tânăr și îl cheamă să iasă de acolo, are niște oferte pentru el. Iisus nu cheamă absurd, ci zice, uită ce se întâmplă dacă tu lași zona ta de confort. Am să vă spun patru lucruri în partea a doua a mesajului meu. Sunt niște promisiuni pe care eu le iau din text și apoi le expandez pentru noi astăzi. Primul lucru, prima promisiune este aceasta. Ieșirea din zona de confort va fi o experiență eliberatoare. Tânărul acesta i-a cerut Domnului să-i dea soluția, să-i spună ce îi lipsește. Și Iisus pune degetul pe rană și spune primul lucru de care tu ai nevoie este lepădarea de sine. A te elibera de sinele tău este o experiență eliberatoare. Pentru că sinele nostru poate că este cel mai mare dușman al nostru. Adică ne iubim pe noi înșine. Toată ziua vedeți că umblăm după noi? Bă, mâncare, haine, tot comoditate. Te trezești seara, știi, te uiți în oglindă,
Păi dimineață, parcă te-ai rugat, ți-ai propus să fii mai altruist azi, să faci ceva bine astăzi și să nu te gândești doar la tine. Și când ajungi acasă și faci bilanțul, zici, tot la mine m-am gândit. Tot pentru mine am făcut totul. Și în fiecare zi e așa. De aceea sinele ăsta e așa de greu de înfrânt. Să te lepezi de el. Oh. Și eu mă lupt cu el, ca noi toți. De aceea, vedeți, Iisus îi cere în primul rând, primul pas este introspecția. Adică uită-te în tine și vezi ce se întâmplă acolo. Descifrează întâi ceea ce te face să te încrezi prea mult în tine însuți. De ce trăiești doar pentru tine? Vrei să fii moral, religios, dar pentru tine? Și cugetul tău să fie liniștit, oricine te întreabă să ai răspuns, dacă vine un rabin, ai păzit poruncă? Da. De aceea Hristos vrea să-l facă pe acest tânăr, să-și dea seama că principala problemă a lui este în el însuși. Trăia pentru sine. Sinele era problema lui. Sinelui nostru îi place zona de confort. Pentru că este o zonă așa de liniștitoare. Da? Nu te deranjează nimeni. Te iubești pe tine însuți. Și nu permiți nimănui să-ți strice locul de joacă al sinelui. Și de aceea suntem blocați. De aceea simțim că lipsește ceva. Să fii cu adevărat fericit. Deși să știți că fericirea nu este principalul obiectiv al creștinilor. Principalul obiectiv al creștinilor este sfințirea, nu fericirea. Ziceți un amin aici. Ok, mulțumesc. Ajutați-mă. Deci, adevărul care eliberează, spune Hristos, e lepădarea de sine, luarea crucii, urmarea lui Hristos. Când te vei elibera de lanțurile sinelui tău, vei vedea că din acel moment sinele tău va avea foarte puține de spus în viața ta. Va încerca să te mai tachineze, să așa stea în jurul tău. Dar când nu te mai iubești pe tine, automat începi să iubești pe ceilalți din jurul tău. Să dai mai mult timp, energie, să îi vezi mai clar pe cei din jurul tău. Și sinele își va pierde puterea. Da. Vei intra într-o altă lume. Dar asta e primul pas. Asta e prima promisiune. Vei trăi o experiență eliberatoare. Și vei începe să faci lucruri pe care ți le-ai fi dorit. Nu le-ai făcut până acum când ai avut putere. Dar când ești eliberat de sinele tău, vei începe să iubești oameni pe care nu-ți venea să iubești. Vei începe să faci lucruri altruiste pentru alții. Nici nu ai știut că sunt lângă tine. Mereu te vei gândi ce aș putea face pentru Domnul, pentru alții, pentru biserică. Asta este experiența eliberatoare minunată. Și trebuie să o trăiești și tu. A doua promisiune este aceasta. Că ieșirea din zona de confort îți va extinde viziunea despre viață. Da? O va lărgi. Când tânărul acesta vrea să fie eliberat, Iisus îi spune, știi ceva, lepădarea de sine e primul pas. Apoi zice, du-te, vinde tot ce ai și de la săraci. E ca și cum viziunea ta trebuie să se schimbe. Până acum te-ai uitat numai la tine, uite, îți ofer să-i vezi pe ceilalți din jurul tău.
Există, cu alte cuvinte, o zonă pe care trebuie să o cunoști și până acum n-ai cunoscut-o. Sunt săraci de lângă tine. Era o chemare la extindere a filozofiei de viață. Dar noi nu vrem, noi așa, suntem confortabili și nu prea ne interesează, ci chiar ne întristează cererea lui Iisus. Că ne place felul nostru de a trăi, ne-am făcut un ritm, tabieturi. Doamne ferți să se întâmple ceva, e ca și cu pandemia, știți? Vai, ne-o dat peste cap. Dar așa este și în viața spirituală. Nu cumva să ne modifice cineva ceva în viață, să ne cheme la altceva, să ne extindem viziunea. Nu-i totul de cum ai moștenit sau ce crezi tu, ci mintea ta pune limite la ce se poate face în viața asta și viața trece pe lângă tine foarte ușor. Împlinirea se găsește la sfârșitul zonei de confort. Pentru că, știți, ucenicia adevărată este când începi să te simți inconfortabil. Înseamnă că atunci te maturizezi, crești. Era și un proverb chinezesc, mi l-am notat aici. Crești obosit când stai nemișcat. Repet. Mă gândeam și la cei care sunt la închinare și stau nemișcați. Bun, dar asta e altă subiect. Da? Vedeți, aproape orice din planul lui Dumnezeu te cheamă la părăsirea zonei de confort și asumarea unui risc. Foarte puțin, rețineți-vă rog, că foarte puține lucruri se pot face ceva schimbare semnificativă în lumea asta dacă stai în zona ta de confort. Deci nimic nu se va schimba și nu vei face semnificativ dacă rămâi în confortul tău. Dacă ești blocat, încremenit în zona de confort, nu poți fi disponibil oricând spre a fi folosit de Dumnezeu. Dar dacă ești pregătit să-ți părăsești zona de confort, răsplata va fi mare. Ți se va extinde viziunea asupra vieții. Mai trebuie să fac o remarcă, că rare ori cei în suferință sunt ajutați de oameni confortabili. Ca să te duci la cei care suferă, să-i cauți, să-i mângâi, trebuie să-ți părăsești zona ta de confort. Nu e suficient să dai la perș, să nu mai bihor, se spune, colectă, adică. E doar acea, știți, supraviețuire, că ai făcut și tu ceva. A părăsi zona de confort înseamnă să te duci la cei în suferință. Păi nu este Domnul nostru exemplu suprem? Nu a lăsat el zona de confort numită cer și s-a făcut sărac pentru noi, a suferit pentru noi, a murit pentru noi. Unde am fi fost noi astăzi dacă el ar fi rămas în zona lui de confort? N-am fi cunoscut mântuirea. Sigur, e o jertfă la mijloc. Părăsirea asta cere o jertfă. Englezii au o vorbă. Tu ești Gabe? Hello, Gabe. Am bănuit că ai și un mers tipic american, dar... De la Gabriel, da? Englezii au o vorbă. No pain, no gain. No pain, cum se traduce asta în germană, nu-i, unde nu-i durere, nu-i nici câștig. Aș avea mai multe exemple așa de zonă de confort pe care unii au lăsat-o ca să câștige ceva frumos, dar mă marginez doar la principiu pentru că vreau să mă încadrez în timp. Pentru că mai am încă două lucruri de spus aici.
A treia promisiune pe care o face Hristos acestui tânăr este aceasta. Ieșirea din zona de confort te poate trimite în zona imposibilului. Da? Iisus îi spune acestui tânăr, ia-ți crucea și urmează-mă. În altă ocazie, în Matei 10:38-39, Iisus spune, cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. E un paradox aici, ați sesizat, nu? Adică Iisus spune, trebuie să mori ca să trăiești. Asta numai în împărăția lui Hristos se poate. Și paradoxul ăsta ne atrag. Pe mine asta m-a atras. Țin minte când eram tânăr, mă tot șoca când Hristos punea așa în alternativă și spunea, de exemplu, lui Toma, după experiența cu Toma, după înviere, păi e mai bine așa, chiar dacă nu vezi, să crezi. Trebuie să mori ca să trăiești. Trebuie să slujești dacă vrei să conduci. Observați paradoxurile? Astea sunt miezul cumva sau pilonii pe care stă împărăția lui Hristos. Dar ca să iei crucea, adică să-ți asumi un stil de viață riscant, trebuie să fii pregătit. Trebuie să fii pregătit să-ți pierzi chiar viața aici pe pământ. Și cerințele Domnului par la prima vedere imposibile. Cine le poate împlini? Și ucenicii au fost șocați. Au spus, Doamne, dar spui aici că nu oricine poate fi mântuit, împărăție. Și Iisus îi asigură că dacă ei încearcă singuri, da, nu vor reuși. Dar pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Deci totul este posibil cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Iisus spune, dacă tu faci acestea pentru Dumnezeu și renunți și părăsești zona de confort și ești gata pentru orice, atunci există posibilitatea atingerii imposibilului. De ce unii bogați nu intră în împărăția lui Dumnezeu, spune Iisus și clarifică, doar Marcu precizează acest lucru, pentru că se încred în bogății. Ați sesizat expresia. Cine se încrede, nu că ai bogății, cine se încrede în bogății, devine confortabil și nu vrea să plece de acolo. Dar e greu pentru oameni, dar e posibil pentru cel care crede în Dumnezeu. Deci, Iisus spune cu alte cuvinte, uite, eu vă chem la o aventură, la ceva ce nici nu v-ați putut imagina în viață. Ieșirea din zona de confort va face ca necunoscutul să devină ceva normal, iar miracolul să devină ceva natural. Nicodim, nici el n-a priceput principiul ăsta. Și tot încerca el, cât era de cult religios, vine la Iisus, că și el era cu viața veșnică și el vrea să se asigure, deși era religios. Și când Iisus îi vorbește despre trebuie să te naști din nou, trebuie să te naști de sus, el nu pricepea. În mintea lui nu intra că există totuși varianta supranaturalului, a unei intervenții pe care Dumnezeu o poate face în viața ta. Să părăsești religia ta mecanicistă și să experimentezi o viață nouă. Am avut un student pe nume Marcel. Îl știți, Marcel Șaitiș?
publică și el, e pe Madagascar. Și mi-a povestit el, chiar când a plecat misionar, era căsătorit cu copiii, avea atunci. Și mi-a spus, frate, uite ce mi s-a întâmplat. Eu traduceam un american care venea din Statele Unite în România să motiveze românii să devină misionari. Eu eram traducătorul lui. Și l-am tradus un an, doi, nu mai știu cât. Până când, odată, când îl traduceam eu pe fratele acesta, Duhul lui Dumnezeu mi-a spus, da, du-te tu. Du-te tu, misionar. De ce-i chem pe alții? Du-te tu, misionar. Păi uite, omul ăsta de atâta timp tot caută să-i convingă pe alții, dar de ce nu te duce tu? S-a dus acasă, a vorbit cu soția și a spus, dragă, uite ce mi s-a întâmplat, uite ce mi-a vorbit Domnul. Vă spun că trebuia să lase un loc foarte confortabil când trăia el atunci la Cluj, parcă era și, era și economist, parcă și alte, ca să lași totul, tot confortul, să te duci misionar în Madagascar. Dar vedeți ce-i cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Și a ieșit din zona lui de confort și a experimentat supranaturalul. Atâtea lucrări a dat Dumnezeu acolo, atâtea experiențe. Nu s-a întors acasă și nu vrea să se întoarcă. Pentru că viziunea s-a extins, supranaturalul a venit. Asta se întâmplă când îți părăsești zona de confort. Și ultimul gând. Ieșirea din zona de confort te va obliga să trăiești mai mult prin credință decât prin vedere. Iisus îl cheamă pe acest tânăr, urmează-mă, hai cu mine. Unde? Nu-ți spun. Că noi vrem totul să știm. Totul se face prin credință. În zona de confort te poți ascunde după moralitate, religiozitate, carieră, știu eu. Dar să trăiești doar prin vedere. Ai uitat cum se trăiește prin credință. Când ești confortabil, când le ai toate, nu-ți lipsesc, nu te mai rogi pentru pâine. Doamne, o să-mi dai. Câte povești n-am auzit de la părinții sau bunicii noștri? După războiul al doilea mondial, de exemplu, când trăiau în sărăcie și de azi pe mâine, și se rugau Domnului să primească mâncare pentru copii și alte și alte lucruri. În zona de confort te ascunzi după fapte. Ieșirea te va face să treci prin credință. Faptele doar vor dovedi credința ta. Fii liniștit că ele vor veni. Îți vor lipsi multe plăceri care te-au ținut comod, dar vei avea credință. Aceea tânărul bogat a fost sclavul averii lui și nu putea să-L urmeze pe Iisus. Pentru că a-L urma pe Iisus necesită să fii mai ușor. Nu poți să mergi cu balast după tine, să le duci toate după tine. Mi-amintesc de o ilustrație cu un oarecare Sir Ernest Shackleton, care a condus vasul Endurance la Polul Sud cu mulți ani în urmă. Cred că era în jurul anului 1900. Și au rămas toți blocați între ghețuri acolo. Și el fiind capitanul, acest Ernest Shackleton, i-a strâns pe toți, tot echipajul, câteva zeci de oameni, și le-a spus, nu, murim aici dacă nu facem ceva. Și
pentru asta trebuie să scăpăm de tot, toate lucrurile. Da? Trebuie să lăsăm tot în urmă, să luăm doar strictul necesar cu noi, că avem de parcurs vreo 500 de kilometri pe jos, până la următorul punct unde era viață, unde erau alți oameni, și să putem ajunge acasă. Și ca dovadă, el a stat în fața lor și a luat mai multe lucruri, avea și ceva aur la el, nu știu ce trebuia la Apollo, în sfârșit. A luat o Biblie. Biblia aceea o primise cu semnătură de la regina Angliei. Dar era o Biblie mare, grea. Și a zis, e atât de valoroasă pentru mine, fiind semnată de regină, dar uitați, a aruncat-o și a lăsat-o acolo. Da? Doar ca să vă arăt, să vă dau un semnal, să nu luați nimic dacă vreți să supraviețuiți. Ca să supraviețuiești, trebuie să călătorești ușor. Și așa a fost. Sfârșitul poveștii este, am scurtat-o, povestea este că el a ajuns, câțiva au pierit pe drum, dar majoritatea au ajuns și au fost scăpați. Secretul a fost acesta, nu poți răzbi și supraviețui dacă te țin lucrurile pământești. Trebuie să călătorești ușor. Și asta e credința. Credința înseamnă să te uiți în jur și să vezi ce mă ține pe mine. Ce mă face să nu încerc ceva nou cu Dumnezeu, să mă duc mai departe. Poate să lași, știu eu, o slujbă care te trage în jos, nu mai te amețit, te robește. Poate că este altceva, o patimă, Doamne feri. Am cunoscut un profesor de limbă greacă la Wheaton College, un colegiu mare din America. Am fost și la el acasă, ne-a povestit cum, când era în culmea carierei lui de profesor, Domnul i-a vorbit că e cam comod și trebuie să plece în Africa misionar. El, profesor de limbă greacă, misionar în Africa. Dar nu era loc de discuții, era un om dăruit Domnului și a luat-o pe soția lui și 40 de ani apoi au stat misionari acolo. Și erau deja în vârstă, cred că aveau 80 de ani, când noi eram mai mulți care le sorbeam cuvintele și ne povesteau ce experiențe au avut cu Domnul și cu credincioșii acolo, cu mărturia Evangheliei. Bine, nu s-a putut abține și a făcut și acolo un grup de studiu pe limba greacă. Dar asta a fost doar bonus. Să înțelegeți jertfa lui. Nu, unde să încadreze așa ceva? Trebuie să fie ceva prin credință. Trebuie să fie ceva unic. De aceea spuneam că, la final, tânărul acesta a plecat trist pentru că era blocat de bogățiile lui și cât de aproape a fost să intre ca ucenic al lui Iisus. Era prea tras în jos de bani, depindea de ei. De aceea Iisus nu l-a putut lua ca ucenic. E foarte trist să vezi tristețea cuiva. Dar Iisus nu i-a cerut banii și nu cred că ne cere nouă banii cuiva. El ne vrea pe noi înșine. Vrea inima noastră. Să zică, oricând eu pot să dispun de tine. Ăsta e mesajul acestei dimineți. Să fii pregătit oricând Hristos te cheme la ceva mai frumos, să lași balastul în urmă, să pășești prin credință cu El. Și se vor deschide orizonturile, experiențele vor fi diferite și vei trăi mai mult prin credință decât prin vedere. În rest, Duhul Domnului să pecetluiască acest cuvânt pentru inima noastră. Să fim întăriți și motivați de a îndrăzni mai mult cu Dumnezeu. La El toate lucrurile sunt posibile.
acestui Dumnezeu puternic, bun și milos, să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.